Tinerii sunt viitorul acestei țări, iar faptul că ei sunt deschiși spre nou este o oportunitate imensă și pentru biserică, nu doar pentru societate în general. Noi, Misiunea în Acțiune, suntem o organizație non-profit care avem ca scop introducerea noii generații la Hristos și să o echipăm în AZD biserica locală prin a deveni ucenici care formează alți ucenici. Toate activitățile pe care le organizăm au aceeași țintă. Chiar dacă la început par doar niște simple tabere sau evenimente sportive, ele marchează începutul întâlnirii noastre cu tinerii. După care le oferim variante multiple să se implice în lucrare alături de noi și să aducă plus valoare în bisericile lor locale. Cum facem acest lucru? Începem cu taberele cu scop evanghelistic. Tabăra este o experiență unică pentru orice participant. O săptămână de tabără este plină de activități distractive și captivante, combinate cu învățătură biblică și o comunitate bună. Fiecare copil părăsește tabăra știind că este iubit de Dumnezeu și că traiul unui creștin nu este unul plictisitor. Tabăra este doar primul pas către o nouă viață plină de credință și o relație cu Hristos. Puteți trimite copiii din bisericile voastre în tabăra noastră, unde, într-un mediu prietenos, au posibilitate să audă Evanghelia și au ocazia să răspundă chemării. Alt eveniment evanghelistic este turneul sportiv MIA, unde avem 3 zile de socializare, activități sportive și distracție alături de tinerii din localitate. Scopul turneelor sportive MIA este să vizităm taberiștii și consilierii, să le cunoaștem comunitatea din care fac parte și să creăm un context potrivit pentru a-i ajuta să transmită Evanghelia și altor tineri. Considerăm că este foarte important să luăm legătura cu toți cei ce au participat la evenimentele noastre. Ne desfășurăm follow-up-ul printr-un ciclu lunar de apeluri telefonice, mesaje text, trimitere de scrisori și e-mail-uri pentru a le explica mai multe despre lucrarea noastră și a invita să parcurgă pașii de ucenicizare împreună cu unul dintre mentorii noștri cu scopul de a deveni ucenicizator în propria biserică. Am început seria de studii biblice online pentru a crea o cale pentru generația tânără să se dezvolte în credință, dar și să petreacă timp într-o comunitate creștină, cunoscând oameni noi în același timp. Grupele de studiu biblic sunt organizate online, dar încurajăm pe tinerii noștri consilieri să preia această activitate și în comunitatea lor. Ne dorim ca tinerii să crească spiritual, iar pentru aceasta le oferim posibilitatea de a urma programul de ucenicizare în 12 pași sub îndrumarea unui mentor MIA. Acești pași sunt realizați într-o manieră prin care să acopere bazele credinței creștine înrădăcinate în teologia biblică. Participanții care au finalizat cei 12 pași de ucenicizare sunt invitați la weekendul campionilor pentru a le celebra reușita și pentru a încuraja să continue lucrarea de ucenicizare în comunitatea din care fac parte. O oportunitate adresată participanților care finalizează cei 12 pași de ucenicizare, dar și pastorilor și liderilor de tineret, este colegiul MIA, unde se vor aprofunda subiecte precum evanghelizarea, hermeneutica biblică și privire de ansamblu a Vechiului și Noului Testament. Colegiul MIA este rezultatul unui parteneriat cu Denton Bible Church și centrul lor de pregătire biblică pentru păstori și lideri. La MIA petrecem mult timp dezvoltând resurse creștine precum studii biblice, manuale, emisiuni de apologetică și de asemenea dăruim Biblii și alte cărți pentru a sprijini creșterea spirituală și intelectuală a tinerilor. Ne dorim să punem la dispoziție aceste resurse și altor organizații creștine și bisericilor cu care colaborăm, astfel încât să le poată împărtăși cu congregația și cu tinerii cu care lucrează. Așadar, dezvoltarea spirituală a tinerilor este una dintre cele mai mari responsabilități ale noastre ca slujire. Încercăm să educăm, să îndrumăm și să dezvoltăm tinerii în credința lor, astfel încât să poată deveni lideri activi în bisericile lor locale, punându-le la dispoziție toate aceste programe și evenimente. După cum am amintit în acest video, îi chemăm pe tineri în tabere și turnee sportive, menținem legătura cu ei și îi invităm să urmeze cei 12 pași de ucenicizare și de asemenea să participe la grupurile de studiu biblic online, și ajutăm să preia resursele pe care le punem la dispoziție pentru a susține lucrare din comunitatea lor locală. Cum crezi că MIA poate veni în ajutorul bisericii tale? Așteptăm să iei legătura cu noi folosind datele de contact afișate pe ecran.